Salutare tuturor, sufletelor gemene minunate, care ni mi se alătură astăzi în această citire energetică despre Divinul Feminin și a puterea înapoi. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, unde aportăm extrem de multe subiecte legate de călătoria sufletelor gemene. Eu sunt Laurențiu, un Master Certified Ascension Coach afiliat cu Twin Flames Universe. În această citire vom vedea uh, ce se întâmplă cu Divinul Feminin și Mă și ia puterea înapoi și de ce se întâmplă acest lucru? Nu vede. În primul rând, se pare că divinul feminin are nevoie să iubească mai mult cea parte din ea care nu se simțea până acum în putere, care nu simțea că are puterea necesară și trebuie să cultiveze această putere în interiorul ei, trebuie să cultiveze Uh, mai adânc ce se întâmplă cu ea și să înțeleagă mult mai bine cum să-și folosească puterea și să nu se lasă călcată în picioare deci să nu-și lase sentimentele să fie călcate în picioare în acest moment pentru asta are nevoie să se vadă care este prioritatea ei yeah. în viața ei trebuie să fie ea mai prioritară decât să sufletul German pentru ea o să repet încă o dată: prioritățile sănătoase sunt Dumnezeu, tu, Soțul German, oricine altcineva. Așa că, cu această înțelegere, trebuie să vezi că, ca și Divin feminin, trebuie să te respecti puterea, trebuie să nu oferi Divinului masculin pur și simplu tot ce ai doar pentru că poți, pentru că Divinul masculin îți va lua tot, dacă nu auzi, ai acolo măcar o înțelegere că, ok, tu îi oferi asta, dar trebuie să oferi asta pentru că te respectă, nu doar pentru că este acolo și pur și simplu vrei să obții ceva de la el. Pentru că dacă vrei să obții ceva de la el, atunci cumva tu îți dai puterea ca să obții ceva de la el și asta nu este ok, nu fă asta. Nu încerca să îți dai puterea doar ca să obții ceva de la el, ceva, nu știu, intimitate, o conversație, înțelegere, orice ar fi, nu fă asta și atunci cumva, atunci poți să-ți crești această putere. Chiar și Elie a făcuse un post mai de mult legat de divinul feminin, cum de multe ori își oferă tot ce are divinul masculin, fără măcar să-l respecte Toată puterea și toată iubirea pe care o are, și atunci ce se întâmplă? Se ajunge în faza în care a, nu mai are nimic, o da totul, și acum nu, nu mai are niciun pic de energie pentru ea însăși, nu mai are putere. Dar asta nu este calea. Calea nu este oferă totul devenirului masculin ca să uh, fie în viața ta, ca să poți să ai mai mult uh, din el în viața ta, ci creșteți puterea, ține puterea pentru tine și uh, cultivează această iubire și înțelegere în interiorul tău că este nevoie de o respectare a ceea ce ai și ceea ce oferi. Și ca să un exemplu ca să vă fie mai ușor, să înțelegeți aici, dacă na, ca și divin feminin, să zicem că divinul masculin nu nu vorbește de obicei cu voi și nu face nimic, și să zicem că singura dată când poate vrea să se întâlnească cu voi este poate să fie intim cu voi. Și atunci, cumva, în rest, nu vrea să fie într-o relație serioasă, să nu vrea să aibă nimic mai mult de a face cu voi, sau pur și simplu, să zice ok, să zice că te iubește, sau vrea să fie cu tine pe ascuns, dar el încă are soție și. Uh, mai este cu cineva împreună, nu este ok, pentru că atunci doar vă dați energia acolo, trebuie să ziceți, nu, totul sau nimic acolo, să fiți împreună, să aveți um, această relație cu sufletul geamăn, nu este pur și simplu să sacrificați, pentru că în momentul în care vă sacrificați, nu o să funcționeze, nu este iubire acel lucru, nu vă iubiți pe voi și nu vă cultivați puterea trebuie să înțelegeți. Nu accept. Nimic mai puțin decât tot sufletul geamăn, nu doar o parte din sufletul geamăn. Așa că acesta va fi un proces pentru voi de vindecare, în care trebuie să stați în puterea voastră și să ziceți, nu, nu mă las călcat în picioare, ce nu las să mi se ia de la mine energia mea doar pentru că divinul masculin nu vrea să se schimbe. Și o să ofer asta doar pentru că, nu știu, mă simt și eu bine puțin, dar după aia mă simt prost pentru că tot nu am ce-mi doresc și tot timpul mă simt în ce în ce mai prost. Și aici cumva divinul feminin vine înapoi în puterea ei, în care ea începe să simte că, ok, pot eu cu mine să mă simt bine, eu cu mine să să mă iubesc, să mă înțeleg și să mă respect eu pe mine cât de tare pot ca să pot atrage sub rădăgheamul în complet, nu doar o parte, nu doar câteodată să ne întâlnim, să fim tot timpul împreună. Și aceasta va fi o vindecare pentru Divinul Feminin, chiar dacă nu este vindecarea, OK, exercițiul oglinzii în acest fel, uh, pentru că simt că ați făcut exercițiul oglinzii în acest uh, spațiu, dar acum este momentul în care să faceți acțiunea. Să faceți această acțiune. Care vă va vindeca și mai mult, vă va ajuta la vindecarea voastră. Pentru că, când vindecați, trebuie după aceea să faceți și acțiunea de la vindecare. Pentru că, dacă voi doar faceți vindecarea și nu acționați după aia pe ce ați vindecat, să nu faceți vindecarea, nu faceți pasul care vine de la vindecare, atunci nu respectați vindecarea. Ca să respectați vindecarea, trebuie doar să faceți acei pași care vin după vindecare să stați în puterea voastră. Să înțelegeți că este ok să stați în puterea voastră și asta îl va ajuta pe divinul masculin să vindece și el. Nu îl va ajuta pe divinul masculin ca voi să nu stați în puterea voastră. Chiar contrar. Și va fi nevoie să perseverați aici. Să fie un lucru constant în care să ziceți nu, eu stau în puterea mea acum. Stau în puterea mea și nu dau puterea la nimeni altcineva. Și o să fie un fel de nu, nu, nu. Nu dau puterea mea alcriva, nu dau puterea mea sufletului german, puterea mea este cu mine și voi uh, avea ce mi doresc. Asta nu înseamnă să fiți atașate, dar um, este o diferență între a fi atașată și a fi foarte persistentă cu ceea ce îți dorești. Persistentă înseamnă că faci tot ce este nevoie ca să ai ceea ce-ți dorești, atașată înseamnă că nu o să faci nimic ca să ai ce-ți dorești, dar o să te simți prost <laughs> ca să ai ce-ți dorești. Deci este opusul. atașată nu faci nimic ca să ai ce-ți dorești, perseverentă faci tot ce este nevoie ca să ai ce-ți dorești. Așa că aici, pentru divinul feminin, este un proces destul de mare în care o să fie așa un fel de revelare interioară a puterii tale, ca și divin feminin, de cum acționezi, ce faci și cum să crești aici și, și cât de mult contează ca voi să faceți acești pași. Este foarte, foarte important. Așa că doar faceți pașii necesari, cât de bine puteți, și nu vă lăsați călcate în picioare. De nimeni. Mai ales divinul masculin. Mai ales el. <gântu -i> nu vă lăsați călcate în picioare. Iubiți-vă unde aveți nevoie să vă iubiți, să vă vindecați, faceți exer exerciții de dar nu vă dați puterea voastră sufletului ce mai. Bun. Aceasta a fost citirea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că v-ați alătrat mie în acest videoclip. Dacă v-a ajutat această citire, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru că mai mult conținut de acest fel. Până data viitoare, multe binecuvântări pentru lumea voastră armonioasă!